Principalul opozant rus al lui Vladimir Putin, Alexei Navalny, ar putea executa numai puțin de 13 ani de închisoare. Instanța din Rusia îl acuză pe cel mai vocal critic intern al președintelui Putin de deturnare de fonduri și sfidare a instanței. Otrăvit anul trecut de regimul de la Kremlin, Navalny a fost încarcerat anul trecut și executa o pedeapsă de 2 ani și jumătate. Alexei Navalny se confruntă acum cu acuzații de deturnare de fonduri și sfidarea instanței și a fost judecat la colonia penitenciară de lângă Moscova, unde execută deja o pedapsă de 2,5 ani. Procurorul Nadejda Tihonova a cerut ca Navalny să fie condamnat la 13 ani de închisoare și să fie trimis într-o colonie penală cu regim strict, care l-ar plasa în condiții mult mai dure cu colegi de celulă care sunt recidiviști. De asemenea, procurorul a cerut ca acesta să plătească o amendă de 1,2 milioane de ruble. Dacă acest termen este prețul pentru dreptul meu de a spune ceea ce consider necesar și pentru dreptul civil de a lupta pentru un viitor mai bun pentru Rusia, atunci pot să ceară chiar 113 ani. Nu-mi voi retrage cuvintele sau acțiunile, a declarat Navalny în instanță, a scris echipa sa pe rețelele de socializare. Judecătorul va emite un verdict pe 22 martie. Nu e clar deocamdată dacă cei 13 ani vor include și pedapsa pe care Navalny o ispășește în prezent. Acuzațiile sale de corupție prevăd o pedapsă maximă de 10 ani, în timp ce sfidarea instanței este pe depsită cu până la 6 luni. Navalny a vorbit în fața instanței îmbrăcat în uniforma sa neagră de deținut, jurnaliștii urmărindu-l prin intermediul unei legături video. Anchetatorii îl acuză pe Navalny că a furat pentru uz personal donații în valoare de mai multe milioane de dolari care au fost date organizațiilor sale politice. Înainte de a fi încarcerat, Navalny a fost principalul lider al opoziției din Rusia, iar echipa sa a publicat frecvent investigații privind averea elitelor rusești care au adunat milioane de vizualizări pe YouTube.